Mulțumim Domnului pentru viața noastră fizică și cea spirituală. Prin cel din tâi Adam am primit întâia viață. Prin cel de-al doilea Adam, ambii făcuți prin mâna Domnului, prin gândirea divină, am primit a doua oră viață. De fapt, de ce mai era nevoie să primim încă o dată viață? Pentru că pe cea din tâi o pierdusem. Astăzi, în lecția a cincea, reforma individuală, vom vorbi despre felul în care fiecare om, conștient din depărtarea sa de Dumnezeu, de pierzarea în care se află, poate să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. Reforma individuală este reforma reală, de fapt, pentru că Dumnezeu se raportează la nivel de individ. Noi suntem mântuiți în colectivitățile de credincioși, dar destinul fiecăruia se decide în mod independent, chiar dacă sunt influenți. Scriptura spune, Tatăl nu va purta nelegiuirea Fiului, nici Fiul nelegiuirea Tatălui. Fiecare va muri sau va trăi pentru păcatul, pentru faptele, pentru atitudinea lui. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 18, citim de la versetul 20. Este scris: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Așadar, să nu ne lăsăm influențați la gândul că așa sunt și alții. În fața lui Dumnezeu, fiecare este responsabil mai întâi și în modul cel mai profund pentru sine. Este ca și în cazul acela, nu știu cât de real este, dar conține un adevăr profund în ideea aceasta, când un om într-o localitate tot spune la ceilalți să se pocăiască, că nu s-a mai pocăit nimeni. Asta nu înseamnă neapărat că el nu era omul lui Dumnezeu și mesajul nu era bun. Că nici noi n-am mai reușit să convertească pe nimeni. Sunt situații critice, în mod deosebit, cele în ultimă instanță, când oamenii refuză în mod categoric și unanim să-L mai accepte pe Dumnezeu. Și la un moment dat cineva îi spune, de ce mai provodești pocăința? Tot să o știm, dar nimeni dintre noi nu o mai acceptă. El continua însă să-și spună mesajul său. Și într-o zi, fiind întrebat din nou, a zis: eu provodesc aceste adevăruri ca să nu mă las eu de pocăință în ultima instanță. Este important să le afirmăm, să le reafirmăm și fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui de ceea ce face, de modul în care își coordonează acțiunile în viață. În lecțiile următoare vom vorbi despre reforma în familie și reforma în colectivitate, în adunare sau într-o arie mai extinsă, ceea ce avantajează pe cel ce vrea să se pocăiască. Dar de asemenea, și un om care este profund în relația lui cu Dumnezeu, s-a întors din toată inima la Domnul, favorizează, poate determina pocăința casei lui și a poporului din care se află. Noi nu ne-am dorit să fim singuri pocăiți. Și Domnul își dorește să fie mai mulți. Dar în seara asta vreau să privim la acest nivel, pe segmentul individ, pocăință. Dumnezeu a promis, citesc din cartea profetului Ioel, chiar pentru dispensația nouă testamentală, versetele 28, în continuare, cele împlinite începând cu ziua rusalelor, așa după cum adeverește Petru în predica sa. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste rob voi turna Duhul meu în zilele acelea. Dar iată cum se încheie pasajul, versetul 32. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deci chiar dacă ar fi vorba de o masă de oameni,
Mântuirea oricum se rezumă la nivel de individ. Cel ce cheamă numele Domnului poate să aibă parte de mântuire. Doamne, ajută-ne! Vom vorbi într-un prim capitol despre reforma acceptată, pentru că aici este primul nivel al voinței, al convingerilor. Apoi, într-un al doilea capitol, reforma implementată, cel al acțiunilor practice. Atunci când suntem gata, cu orice preț, să împlinim tot ceea ce am considerat, am mărturisit cu gura noastră, că este bun, că este pentru mântuire. La primul capitol, reforma acceptată, vom vorbi mai întâi despre reforma pocăinței inițiale, când cineva se întoarce la Dumnezeu pentru prima dată. Și în al doilea rând despre reforma pocăinței ulterioare, pentru că se înregistrează în viața de credință anumite abateri și câtă vreme există har, acei oameni se mai pot întoarce dacă n-au ajuns să păcătuiască înaintea Domnului cu voia, situație în care pocăința nu mai poate fi realizată. Acei oameni, scrie în Evrei 6, nu se mai pot pocăi, nu se mai pot întoarce la Dumnezeu. Reforma pocăinței inițiale. Atunci când un om aude cuvântul la evangelizare, când Dumnezeu îl cercetează printr-un vis și intră în legătură cu credința, ia cunoștință de cele scrise în Biblie, este un apel, o chemare de la moarte la viață. Ce spunea Tatăl Fiului Risipitor? Acest fiu al meu era mort și a înviat. Nu doar că era pierdut și a fost găsit. Cei care receptează în mod curat mesajul pocăinței trebuie să conștientizeze că pocăința în modul cel mai real este o trecere de la moarte la viață. Cum spunea și Domnul Hristos, cine aude, cine ascultă cuvintele mele, trece din moarte la viață. De aceea noi propovăduim, de aceea este scrisă Biblia, Duhul Sfânt lucrează, profeții sunt trimiși în acțiune, Dumnezeu dă oamenilor vise, înștiințări, apeluri sub diferite forme. Îi înștiințează, spunea Scriptura în cartea profetului, putem spune și a profetului, a omului Dumnezeu, Iov. Dumnezeu lansează un apel pentru oameni. Tot într-una din cărțile înțelepciunii, Proverbele, capitolul 1, chemarea la întoarcere la Dumnezeu este văzută ca și un apel părintesc, o chemare a înțeleptului. Proverbe, capitolul 1, citesc de la versetul 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe. Strigă unde este zarva mai mare, la porți, în cetate, spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor, până când le va plăcea batjocătorilor batjocura și vor urâ nebunii știința. Întoarceți-vă! Acesta este mesajul pocăinței. Și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seamă, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. Pentru că, evident, chemarea la pocăință nu e o chemare să te premieze cineva, nici să te laude. E tocmai înțelegerea unui apel că ești pe o cale greșită și trebuie să te întorci. Revenim la Ezechiel 33 de data aceasta, unde citim în modul cel mai concret despre apelul lui Dumnezeu pentru fiecare individ. Versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Deci întoarcerea la pocăință este de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, dar cred că cea mai profundă evidențiere este cea între moarte și viață. Oamenii nu-și dau seama
ce pierd, ce ratează. O tânără refuza sistematic să se întoarcă la Dumnezeu, sfida toate apelurile, nici măcar nu accepta să vină la biserică și cineva a îndemnat-o să spună în fiecare dimineață, dacă tot nu vrea: nu-L vreau pe Dumnezeu, n-am nevoie de El. A spus așa în câteva dimineți, cu îndrăzneală, dar tot repetând aceste cuvinte, i-au rămas în minte. Și s-a gândit, de fapt, ce fac eu? N-am nevoie de Dumnezeu? Și aceste cuvinte au rostite cu împotrivire. Au avut până la urmă un efect binecuvântat în mintea ei. S-a smerit înaintea Domnului și i-a spus după o vreme un da lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă de fapt un da pentru viață. Doamne, cercetează-și pe cei care le-am vestit noi cuvântul, să înțeleagă că de fapt Tu îi chem la viață, o viață eternă. În al doilea rând, reforma unei pocăințe inițiale, întoarcerea la Dumnezeu, începe prin lumina adevărului. Un om se întoarce la Dumnezeu când își dă seama, când vede realitatea. Scriptura ne spune că oamenii din lumea aceasta se află sub influența diavolului, sub un întuneric, și nu văd realitatea. Nu sunt conștienți. Spune Scriptura 2 Corinteni 3 cu 16, ori de câte ori vreunul din ei se întoarce la Domnul, mărama este luată. Ca și cum s-ar da la o parte o pânză, un văl care îi împiedica să vadă pe Dumnezeu, veșnicia, în același timp și pierzarea. De aceea Dumnezeu ne-a trimis să vorbim oamenilor mesajul Scripturilor, care are menirea să le deschidă mintea, să-i facă să înțeleagă. Mesajul chemării la Dumnezeu nu este deloc complicat. Îl poate înțelege oricine. Domnul Iisus Hristos vorbea, spune Scriptura în Evanghelii, în așa fel încât oamenii să-L înțeleagă. Nu a complicat lucrurile. Scriptura nu are un mesaj filozofic pe care doar cei inițiați să-L poată percepe. Este o chemare părintească pentru cei ce s-au îndepărtat, pentru cei ce n-au ascultat. Citim în cartea profetului Isaia, capitolul 45, în ideea aceasta, în versetul 19, unde Dumnezeu se explică în modul Său de a lucra cu oamenii. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestești ce este drept. Și apostolul Pavel la rândul lui spunea în 2 Corinteni capitolul 4 că prin mesajul Scripturilor noi ne facem vredni să fim primiți de orice cujet omenesc, neavând niciun scop obscur, nici vreun câștig din toate acestea. Dumnezeu vrea doar mântuirea oamenilor și scoate în lumină, cum spune tot acolo, să strălucească pe fața lui Hristos cunoașterea lui Dumnezeu, căci prin El Îl putem cunoaște pe Tatăl. Când oamenii încep să vadă adevărul, să fie conștienți, prima lucrare în drumul întoarcerii la Dumnezeu este o căutare. Poate ați întâlnit oameni care au spus: eram convins că trebuie să mă pocăiesc. Și am început să mă duc la penticostal, m-am dus la baptiști, am citit Biblia, am citit o altă carte. Asta se numește căutare. Pentru că nu este simplu. Poate unii s-au născut în această biserică, sau alții s-au născut într-o alta și acolo pot să Îl cunoască pe Dumnezeu. Dar cei care sunt în afară, oile acele spre care Domnul spunea că trebuie să le aducă în turmă, până vor găsi adevărata turmă, sunt într-un proces de căutare. Și gândindu-ne că trăim în mijloacele de amăgire și că oamenii pot fi perturbați și indicatoarele sunt puse în toate direcțiile, nu e chiar simplu. Totuși Domnul spunea, Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Deci când un om se pocăiește, aceasta devine
prioritatea vieții lui. Și alte lucruri, chiar spunea Domnul, se vor da pe deasupra. Când un om caută cu adevărat, este profund interesat de mântuire și dezinteresat de alte scopuri, își lasă activitățile care l-au pasionat până atunci, reduce la minim și cele care sunt absolut obligatorii, activități curente, și caută mântuire. Se pune pe genunchi, citește în Biblie, discută cu oameni, se duce la biserici și Dumnezeu se descoperă celui cu inimă sinceră, slăvit să fie Domnul. Vremea pocăinței. Știți că spuneam în lecția trecută că cine lasă treacă vremea potrivită s-ar putea să nici să nu mai aibă șansa întoarcerii la Dumnezeu. Este tinerețea. Scriptura spune, Eclesiastul 12:1, adus aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Dacă tot e vorba de o căutare și de a învăța legile Domnului, când, dacă nu mai bine, la tinerețe. Apoi, având în vedere complicațiile vieții de familie, Dumnezeu ar vrea ca tinerii să-L cunoască înainte de a intra într-un parteneriat de o viață pământească. Înainte de a-și alege profesia. Însă, Dumnezeu în bunătatea Lui, mare anumite apeluri și mai târziu în viață. Amintiți-vă de pilda lucrătorilor viei când stăpânul a ieșit la prima oră și a angajat lucrători în vie, Matei 20. Dar a repetat chemarea la ore mai târzii, până în ceasul al 11-lea. Și atunci a mai găsit pe unii care pierduseră aproape ziua întreagă. În ideea aceasta vreau să exemplificăm prin cazul Iosea și respectiv Manase, avantajul întoarcere la Dumnezeu, la tinerețe, vremea căutării, încă din copilărie, spune Scriptura în a doua Cronici, capitolul 34, despre regele Iosia, care a ajuns împărat la vârsta de 8 ani. Apoi, citim aici în versetul 8, în versetul 3, în al 8-lea an al domniei lui, păcând era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David, deci la 16 ani. Căutările au durat 4 ani, la vârsta de 20 de ani, versetul următor, a dărâmat înaintea lui altarele balilor și a tăiat stâlpi închinați soarelui și alte acțiuni de reformă practică. Mai târziu, la 26 de ani, de-abia au găsit cartea legii și reforma a devenit corectă, profundă. Și spune Scriptura în versetul 27, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Noi putem spune despre cineva că e pocăit sau el poate să declare aceasta, dar Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Iată ce a vorbit Domnul despre el. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvinte rosite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. Aceasta înseamnă pocăință. Urmăresc uneori în apa botezului sau la întâlnirile care le avem cu candidații sau în alte părți unde mă duc și predică Evanghelia și văd oameni care se vede că s-au pocăit, tineri fiind sau mai vârstnici, cum spuneam, le pare rău de păcatele lor, se vede că s-au smerit înaintea Domnului, dar unii parcă sunt inconștienți, de regulă zâmbesc și pocăința nu este serioasă. Dar pocăință nu înseamnă aderare la un partid politic. Nu înseamnă doar o nouă filozofie. Și o smerenie profundă. Conștiința că erai mort, nu din întâmplare, nu accidental, ci eram condamnați la moarte, fiind vinovați. Și Dumnezeu a decis să se îndure de noi și să ne dea viață.
Pocăința este un act prin care un condamnat la moarte cere clemență, cere grațiere. Și apoi când o declară, asta nu poate să o afirme așa cu superficialitate, numai dacă este inconștient de harul ce i s-a acordat. Iată de ce atitudinea aceasta de zdrobire a unui rege, dar a unui om de rând ca noi. La urmă urmei, toți păcătoșii trebuie să aibă aceeași reacție, dar spuneam, noi avem un motiv în plus. Niciun orgoliu nu ar trebui să ne rețină în a ne manifesta sincer și cu penitență înaintea lui Dumnezeu. Rămânem în aceeași carte, a doua cronici, citesc din capitolul 33, despre bunicului, regele Manase. Multă vreme nu s-a pocăit, deși părinții lui au fost buni credincioși. Dumnezeu a îngăduit să ajungă în închisoare și citim de la versetul 12, că în timp ce era legat cu lanțuri de aramă și a fost în strâmtoare, s-a rugat Domnul Dumnezeu lui și s-a smerit adânc. Asta înseamnă pocăință, întoarcere la Dumnezeu. I-a făcut rugăciuni Domnului și Domnul, lăsându-se înduplecat, l-a ascultat. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și în versetele următoare scris că după ce i s-a reacordat dreptul de a fi rege, a trecut la acțiuni de implementare a pocăinței. Dar despre Iosia vă mai citesc din cartea a doua cronicilor, capitolul 23, un verset care arată de fapt cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu în cazul pocăinței. 23, versetul 25. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea, întocmai după toată legea lui Moise. Asta este adevărata pocăință. Cu întreaga ființă și crezând tot ceea ce este scris. Amin? Dacă nu, nu știu dacă îi zice pocăință înaintea lui Dumnezeu. Îi putem zice noi, dar nu știu dacă este Dumnezeu de acord cu asta. Când ești conștient de vinovăție, de moarte, te poți pocăi așa. Când ajungi să apreciezi harul ce ți s-a dat, asta mă refer la tinerii din casa Domnului și la cei veniți din afară. Citeam despre un tânăr care a apucat pe căile păcatului, tatăl său nu l-a mai suportat. Cazul s-a petrecut undeva în Canada. A plecat de acasă și tatăl în durere lui a spus să nu mai porți numele când faci de ocară familia. De altfel și noi ne-am pierdut dreptul de a aparține lui Dumnezeu. Și cei păcătoși sunt identificați ca aparținând diavolului, ca fiii lui. Dar mai târziu, undeva în statul Pennsylvania, a participat la o adunare de evangelizare. S-a întors la Domnul. Și a socotit ziua aceea cea mai fericită din viața lui. Și el însuși, întrucât zicea el că oricum și-a pierdut numele de origine, semna de atunci OH Day, O Happy Day, o zi fericită. Dumnezeu l-a ajutat apoi și a ajuns om bogat și a făcut multe milostenii, se simțea tare dator lui Dumnezeu, de le-a făcut în ascuns. Și nu știau mulți de unde milostenile cu aceste inițiale, OH Day. De-abia după moartea lui s-a aflat care era însemnătatea inițialilor și cine era donatorul. Efectiv, ziua mântuirii am putea o numi cea mai mare zi. Este ziua în care renaște veșnicia în inimile unui om. E ziua aceea în care îngerii se bucură și Dumnezeu ne trece în catalogul mântuiților, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, avem de face în anumite situații cu reforma unei pocăințe ulterioare. Să ne gândim la Petru, dacă nu. A fost cel care a avut nevoie încă de o întoarcere la Dumnezeu.
Și aceste cuvinte aparțin Domnului Iisus. Ascultați ce vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 22. Versetul 31 și 32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și Satan încă mai cere. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dacă prima întoarcere la Dumnezeu, cea inițială, este marcată de o profundă smerenie, și cea de-a doua, cea ulterioară, după o cădere mai mică sau mai mare, trebuie să fie marcată de aceeași durere pentru păcat. Spune Scriptura aici, Luca, același capitol, 22, versetul 31. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și Evanghelile adeveresc faptul că Petru a avut nevoie de o întâlnire, de o discuție cu Domnul după înviere. A avut nevoie să fie reprimit, să fie încredințat că este iertat. Domnul a fost bun și l-a reprimit. A fost o ispită la care el nu s-a așteptat și a căzut. Să ne gândim la astfel de posibilități și la frații noștri, pentru că spune Iacov în finalul epistolei sale, după ce aduce o mulțime de sfaturi pentru diverse situații, ca și cum ar vrea să ne amintească să nu uităm de o asemenea tristă realitate, Iacov 5 cu 19 și 20, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos, dar vă rog rețineți, e un păcătos dintre noi, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Poate dovada cea mai puternică pentru asemenea posibilitate de decădere și drept de pocăință este în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. Mesaje adresate bisericilor, ca nu cumva să spună cineva că Iacov acesta s-a adresat națiunii evreilor. Aici avem strict biserică. Apocalipsa 2, versetul 5. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. În cazul acestei de-a doua pocăință, de-a Domnul să nu mai fie nevoie de ea. Dar dacă, din nou trebuie să aibă loc acea conștientizare. Petru și-a adus aminte. Acestora li se amintește de faptele lor din tâi. Li se spune într-un mod foarte clar: adu-ți aminte de unde ai căzut. Astfel de oameni se trezesc ca dintr-un vis. E o revenire după o abatere. Dar rețineți, aceasta a doua pocăință are un element în plus. Ea presupune în mod obligatoriu o disciplinare din partea lui Dumnezeu. Unii ori și din partea celui în cauză, alții ori și din partea adunării, a colectivității de frați, tot pentru a-l ajuta să se pocăiască. Dar în mod principal din partea lui Dumnezeu. Iată ce citim tot din Apocalipsa 3 cu 19 în ideea aceasta. Ca să nu dăm frâul liber căderii și să spună cineva: seara aceasta am învățat că și dacă o slăbesc cu pocăința, mă mai pot pocăi. De exemplu, în biserica adventistă te rebotează de enori la gândul că îți reînnoiești legământul. Ei, nici nu ne putem juca de-a pocăința și de-a mântuirea, de-a biserică. 3 cu 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Observați elementul în plus, pedeapsă. Eu mustru și pedepsesc. Dovada explicită a pedepsei de la pocăința ulterioară o avem în Evrei 12. De aici citim mai multe versete, începând cu
versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Deci e vorba pentru cei ce au avut cândva dreptul de fiu. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu năiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Versetul 10. Căci dacă părinții pământești, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Asta e școala de corecție a lui Dumnezeu, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Suntem datori să contribuim cu toții în condiția în care cel în cauză înțelege o anume disciplinare pe care Dumnezeu o aplică. Amintiți-vă de vremea când a păcătuit David cu ocazia numărătorii poporului. Și-a dat seama că a lucrat ca un nebun, dar profetul Gad i-a spus: alege din trei una cu care Domnul te va pedepsi. N-a existat o a patra variantă în care simplu să fii iertat și gata. Cineva într-o adunare a spus: dacă cineva a păcătuit ca David, dar se referea la celălalt caz mai grav, toți ceilalți care sunt credincioși să plece capul și se roage, ei se ridice mâna sus și Domnul iartă în seara asta. Iertarea în cazul unei pocăințe ulterioare nu se rezolvă cu un simplu proces verbal, ea are anexele ei de pedeapsă. Și în acel caz, 2 Samuel 12, Natan i-a zis: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar a murit copilul, nenorocirea va fi în casa ta și știți câte a urmat de aici. În Noul Testament avem cazul celui imoral din Corint, 1 Corinteni 5, care a primit o sentință, trupul i-a fost dat pe mâna satanei ca Duhul să fie mântuit, și apoi în 2 Corinteni capitolul 2 se evidențiază ambele aspecte, completându-ne și cu ce citesc apoi din capitolul 7, dar mai întâi 2 Corinteni 2 cu 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci și pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu zic prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Și după suportarea ei, trebuia din nou mângâiat, în condiția pocăinței, evident, despre care vă citesc în capitolul 7, aceeași epistolă, de la versetul 8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi pădru rău, că văd că epistola mea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Ei fuseseră pocăiți, dar căzuseră. Unii mai grav, alții mai puțin. E vorba de pocăința ulterioară. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, dacă întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Eu obișnuiesc să spun, în cazul celor credincioși care au căzut, pentru reprimirea lor trebuie să se evidențieze cele două peuri. Pocăința și pedeapsa dau drept la primire. Fără primele două, cel de-al treilea P nu este valabil. Primirea, sau mai exact, reprimirea, nu este corectă. Să ne smerim înaintea Domnului ca să nu cădem. Dumnezeu vrea să umblăm cu dreptate, cu milă, dar și smeriți. Ezechia s-a îngânfat și Dumnezeu l-a smerit. Iona a fost încăpățânat și a avut nevoie, proroc fiind, să se mai pocăiască o dată. Întâi el și apoi Ninivenii.
La el era pocăință ulterioară, la Niniveni era pocăință inițială. Dumnezeu pe ei a iertat fără pedeapsă, dar pe Iona nu l-a ajutat să pocăiască fără pedeapsă. Este obligatorie. Trecem la partea a doua, valabilă și în cazul pocăinței inițiale și a pocăinței ulterioare. Reforma implementată. Adică aplicarea noilor adevăruri descoperite. Spuneam că reformă înseamnă o conștiență a unui drum greșit și întoarcerea în lumină, într-o direcție bună. Pocăința este modul de viață specific reformei. De aceea, cei credincioși pe drept sunt numiți pocăiți. Este o titulatură reprezentativă pentru viața noastră de oameni care am fost vinovați și am apelat la mila lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 6, atunci când cineva ia cunoștință de adevărurile sfinte, sunt niște adevăruri începătoare. Iată primul adevăr. Temelia pocăinței de faptele moarte. Asta înseamnă acțiune practică. Fără temelia pocăinței de faptele moarte, nu clădim noi nimic mai departe. Clădim pe nisip. Însăși, fundația, cred eu, că se constituie din evacuarea tuturor relelor care au fost în viața unui om. Pocăința a fost mesajul lui Ioan Botezătorul și ea începea cu mărturisirea păcatelor. Cu botezul, un ritual al spălării totale, Domnul Hristos a continuat acest mesaj, ucenicii de asemenea, iar dovada pocăinței, acelei treceri de la moarte la viață, este dovada faptelor. Să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 3, din cazul antemergătorului Domnului Hristos și a mesajului său, versetul 8, faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră. Și nu vă apucați să ziceți în voi și vă aveam pe Avram ca tată. Nu rezolvăm nimic. Faceți dar roduri vrednice de pocăință. Sau cum scrie Isaia 55:7, să se lase ce rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândul lui, să se întoarcă la Domnul. Dar dacă nu se lasă de calea lui și de gândul lui, poate afirma că el s-a întors la Domnul? Nici vorbă. E teorie care n-are nicio valoare. E ca și în cazul acela, se spune că într-un sat s-a pocăit un om și preotul, beneficiind de ajutorul cuiva, l-a sequestrat și i-a administrat o bătaie, așa ca la oaie fugită din turmă. Un frate al lui de corp a vrut să se răzbune, a făcut și el pe pocăitul, umbla și el cu o Biblie sub braț și mergea la adunare în satul vecin și preotul a repetat operația, numai că de data asta n-a mai putut fi repetată până la capăt. Omul acesta chiar avea în plan să se răzbune. Și se spune că apoi a întrebat cineva pe preot, băi, am auzit că s-a pocăit cu tare, întreabă de primul, și da, băi, s-a dus. Dar am văzut că mai recent și frate-s-o. Ce nouă, frate-s-o, nouă. Ba nu, părinte, că eu l-am văzut că au mers amândoi. Azi că știu eu. Dacă oamenii ajung uneori să constate că cineva e pocăit sau nu-i pocăit, nu știe Dumnezeu? Se spune că la un bir discutau pe seama cuiva, măi, s-a pocăit. Și alții au zis, bă, asta nu se poate pocăi, că e afacerist din naștere. Altul, ba nu, măi, s-a pocăit. Nu se poate. Și cineva zice, lasă că vă lămuresc, că s-o să afară, revine după vreo jumătate de oră, zice, băi, s-a pocăit, de atunci și te l-ai întâlnit, ai vorbit cu cineva. Și nu, măi, dar aici, nu departe, voi știți că eu se ocupă cu lemne, are niște materiale depozitate. Și eu m-am dus și am pus metru pe ele. Voi știți că dacă în hârtie scria 4, nu era mai mult de 3,80. Dacă scria un metru cub, ăla numai nu era. Eu am făcut cubajul, de-aia am întârziat. Ei, cât scrie pe etichetă? Ei, ceva s-a întâmplat. Pocăința implementată înseamnă alte fapte. Că Dumnezeu, de fapt, n-are nevoie de plânsul nostru. Ca și cum s-ar satisface că
noi în sfârșit îi dăm dreptate la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să nu murim, dar ceea ce ne-a adus moartea e tocmai păcatul. Ori nu de păcat trebuie să ne lăsăm, nu asta e pocăință? Ne spuneam că mesajul pocăinței nu e deloc complicat. În al doilea rând, în implementarea pocăinței, adesea se impune o reorganizare, o regândire a modului de viață, a preteniilor, a relațiilor. Omul când se pocăiește schimbă prietenii, schimbă biserica. Uneori este nevoie să schimbe și serviciul. Cineva m-a apelat recent și îmi spunea: m-am convertit, dar lucrez într-un local cu jocuri de noroc și numai nu pot să fiu pocăit cu adevărat. Păi nici n-ai cum acolo, pentru că este un mediu infest, n-ai cum să fii curat. De ce oamenii schimbă biserica? De exemplu, cineva abandonează biserica ortodoxă pentru că nu mai este compatibil cu vechiul mediu, vechile relații, cu idolatria. Omul își caută pe cei cu care de acum se aseamănă, cu care va merge pe drum împreună cu ei spre împărăția lui Dumnezeu. Amintiți-vă că apostolii mergeau și predicau prin sinagogi. Toate bune, că și evrei aveau legea, scripturile Vechiului Testament. Dar când acești deveneau împotrivitori, cum procedau apostolii? Îi separau pe credincioși și asistau la o reorganizare. De exemplu, în țara asta, mulți din Biserica Pentecostală s-au desprins fie de la oastea Domnului, care și ei s-au separat în parte de ceilalți clasici din Biserica Ortodoxă, alții au venit de la alte denominații. Acestea nu le impunem, acestea rezultă ca și o necesitate, ca și un efect a unei noi stări. De fapt, noi nu ne separăm de oameni, rămânem membri în aceleași familii, în mod general ne păstrăm același loc de muncă. Separarea este de lume. Spunea Domnul Hristos, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și dacă asta nu se produce, pocăința nu poate fi practicată. Versetul 11, în continuare: eu nu mai sunt din lume. Domnul nu mai era în lume, dar noi încă suntem aici, fizic vorbind. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram eu cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Versetul 13, dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Sfințește prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Deci, ne continuăm viața în aceleași colectivități de oameni, dar într-un mod nou, care ne redefinește viața. Suntem în lume, dar nu mai facem parte din sistemul ei de gândire, din practica ei de zi cu zi. Pentru că scrie același Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 1, aici evidența este foarte clară, de la versetul 15, nu iubiți lumea. Nu ne putem imagina un pocăit ieșit din lume, dar care încă iubește lumea. El nu este ieșit atunci. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, dărșuia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume, adică de la diavolul. Că lumea trăiește după gândirea diavolului, după mersul lui. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Doamne, ajută-ne și nouă. Nu este ușor în vremea noastră, când chiar creștinismul este din ce în ce mai lumesc. Avem de-a face cu un creștinism setos de plăceri. Rețineți! După cum este scris, în vremea din urmă, oamenii vor fi mai iubitori mai mult de plăceri
decât de Dumnezeu. Și aici trebuie să apară separarea noastră. Pocăința care ne scoate din lume și ne reorganizează întreg orarul. Se schimbă modul de viață. Apoi, spun asta în ultimul rând, în ce privește implementarea pocăinței, punerea ei în practică, noi suntem chemați la aprofundare, la desăvârșire. Și asta este un proces care continuă toată viața. Și în mod profund, în mod propriu zis, se poate extinde pe o durată de câteva luni sau chiar câțiva ani. Unii au o pocăință spontană. Țin minte că a vorbit domnul unei familii, a zis, în drepturile între copiii voștri voi lucra deodată. În cazul altuia voi lucra treptat. Și Dumnezeu uneori așteaptă, îngăduie. Omul, pe măsură ce este cercetat, îmi vine în minte cazul unui frate de aici din adunare, cu ani în urmă, peste 10, a mărturisit cu lacrimi cum a renunțat la filme și la tot ceea ce ține de pofta ochilor, de vizualizări. A mai trecut, nu mai știu cât, și din nou a mărturisit în biserică asta tot cu lacrimi, asta semne de pocăință. Fraților, au renunțat și la pomul de Crăciun și la alte lucruri de sărbători. Dar de ce n-a renunțat odată când a renunțat și la televizor și la filme? N-a înțeles încă. A vorbit domnul unui slujitor care vrea să fie mai exigent cu cei ce se botezau. Zice, adu-ți aminte când vremea tinereții tale nici tu nu erai la nivelul la care ești acum. Dar sunt și situații triste când unii au fost mai pocăiți atunci la început și în loc să aprofundeze pocăința, au slăbit și din cât era. Asta e o traiectorie nefericită. Dumnezeu vrea, pe măsură ce aflăm noi adevărul, ce ne convingem de ceea ce este bine, să punem în practica vieții noastre. Hai să citim din Coloseni capitolul 3, de exemplu, pentru exemplificare. De la versetul 5. De aceea omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Am terminat cu ele, dar constatăm, după ce trece entuziasmul de început al pocăinței, că dau lăstar pe dedesubt vechile vicii, patimi. Și apoi trebuie să ne dăm seama că pocăința trebuie să continue. De altfel, după următoarele două lecții, reforma în familie și reforma în popor, în colectivitate, vom avea altele două consacrate aprofundării, continuării și păstrării reformei. Acum menționez doar întreagăt. Versetul 8. Dar acum lăsați-vă toate acestea de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Stimați frați și surori, nu vi s-a întâmplat ca la un an, doi după pocăință să vă scăpați dacă înainte ați înjurat să o mai faceți? Sau dacă ați avut un alt viciu încă să vă dați seama că nu v-ați scăpat de el? Sau, așa cum spuneam, nici nu l-ați abandonat total de la început? Pocăința ar trebui să continue până când Domnul ne spune că este bine. Și chiar în cazul celor mai sfinți oameni, Scriptura spune, cine e sfânt, se sfințească. Neprihănitul Iov, în urma unei încercări, a luat o decizie. Citesc din cartea sa, capitolul 42, versetul 3, partea a doua. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. N-a fost Iov pocăit?
deosebit de pocăit. Da, dar vorba noastră, pocăință mai în cape. Dar am văzut că unii spun pocăință mai în cape la gândul că nici nu se prea străduie să o înghesuie. Ca și cum de fapt la toți mai în cape și frate, a, asta este. Nu am ajunge noi de nota 10. Nici nu-ți propui? Nu știu de cât vom ajunge. Dar noi trebuie să ne facem toate temele. Ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu sfânt. Și Dumnezeu vrea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Amin? Daniel, prea iubitul Daniel, și-a ales un timp în care a fost mai restrictiv cu alimentația și s-a dedicat unei cercetări profunde, s-a identificat cu poporul, pentru că uneori noi comitem anumite fapte la nivel de colectivitate și se pare că este normal, așa fac și ceilalți. De exemplu, o anumită glumă și râdem toți, nu mi se pare bună. Deși, uneori am fost prins și eu de ispita aceasta. Dacă toți o fac, nu-s vorbe vulgare, e doar așa o glumă. Să ne identificăm cu ceilalți, cu nivelul lor, la care suntem și noi părtași, și să intrăm într-o nouă fază de pocăință, amin? Vă amintiți că aici în biserică a fost o vedenie că ușa nu era la măsura rânduită de Dumnezeu și trebuia să mai îngusteze? Da, dar când se mai dă o dată așa la nivel, la manivel așa încet, să mai meargă încă doi dinți mai încolo, pe roata dințată, așa scârție firea pământească, care cum îi atinge? Ce? Dar până acum n-a fost pocăiți, dar până acum n-a fost bine. Dar frate, hai să continuăm să ne pocăim. Fii frică că ajungem prea sfinți. Doamne, ajută-ne! Asta este foarte important. Și încheie ideea cu scrisele Apostolului Pavel din Filipeni și era închisoare. După părerea unora, Filipenii, ultima epistolă scrisă, nu știu. Era la un apogeu spiritual și totuși, ascultați ce scria el. Filipeni 3, de la versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințului și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar că alerg înainte căutând să l-apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos, Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, alerg uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cireștea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Bine ar fi. Un gând de pocăință, frați și surori. Doamne, ajută-ne. Închei. Citind din 1 Cronici, capitolul 28, ca o concluzie, reforma individuală, asta care depinde de tine, nu-i devine nici păstorul, nici tata, nici mama, nici nevasta, nici bărbatul, să spui că eu aș face, dar ei nu vor. Asta nu depinde de nimeni. Asta e doar problema ta. Absolut independenți ești aici. 1 Cronici 28, cuvintele lui David către Solomon, versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu suflet binevoitor. Și acum accentul cade pe ceea ce urmează. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Adică știe Dumnezeu cât ești tu de pocăit. S-ar putea să avem un gând, ei, nu sunt eu chiar sfânt cum mă cred frații, dar totuși, dar conștiința ta nu-ți spune? Duhul Sfânt când te cercetează, nu te face să înțelegi? Când Domnul te cercetează în profundul gândirii tale, nu-ți șoptești? Ba da, ține cont de acel sfat. De fapt, tu nu trebuie să te pocăiești, după cum a zis predicatorul. Predica este limitată. Cercetarea Domnului este nelimitată. De aceea fiecare are un apel de pocăință venit de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care folosește predici, vise,
citit în Biblie și altele. Dar fiecare trebuie să fie sincer. Pentru că la urmă, ormei la judecată, după aceasta o să fie judecat. Spune Pavel, 1 Corinteni 4:5, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul și va descoperi gândurile ascunse ale oamenilor. E un proces verbal pe care îl semnează cunoștința și conștiința și îl contrasemnează Dumnezeu prin Duhul și care ne va osândi dacă nu ne-am pocăit cu adevărat. Noi putem să ne înșelăm, putem să predicăm, dar să nu împlinim. A zis odată un băiat către tata lui: tati, tu ai văzut vreodată vreun creștin așa cum îl descrii tu în predici? Mai nu știu, nici tată să nu era pocăit sau de unde întrebarea copilului. Dar ne va întreba Dumnezeu într-o zi: tu ai fost așa cum ți-am spus? Ce ți-am șoptit în mintea ta, ți-aduci aminte? Când ți-am spus, adu-ți aminte și pocăiește-te. Doamne, să ne amintim de Isaia, care prezent în fața tronului Dumnezeu a strigat, dar era proroc: sunt un om cu buze necurate. E pocăința un mesaj actual la nivel de individ? Este. Dar nu uitați, e o chemare care rămâne valabilă o vreme. Dumnezeu vorbește 2-3 ori, dar asta determină toată veșnicia. Să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape, câtă vreme Domnul îți oferă har, că vrea să te ajute la nivelul cugetului, a privirii, a faptelor, să poți împlini toate acestea. E un har care trebuie valorificat la timp și care determină o veșnicie. Uneori amânăm pocăința sau nu suntem în stare să plătim prețul întreg, gândindu-ne la niște avantaje vremelnice. Hai să le punem pe cântar. Merită? În raport cu veșnicia. Unii nu se pocăiesc pentru un serviciu, alții să nu piardă un partener de viață, un prieten, că l-abandonează. Dar ce pierzi, gândește-te, în eternitate, nu doar aici? Orice lipsă de pocăință este o pagubă eternă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin.